Istoria unui mare actor. 9 martie 1934 este ziua în care cultura românească l-a primit în dar pe marele actor Mihai Volontir. Născut în satul Glingeni, regatul României, a fost unul din cei 278 de delegați ai primului parlament care la 27 august 1991 au votat declarația de independență a Republicii Moldova. De la vârsta de 18 ani, a început a preda ca învățător la școala rurală din Păpăuți, Rezina. Apoi a studiat la școala pedagogică din Orhei. Începând cu 1957, a fost actor la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți. În 1967, a debutat ca actor de film, unde a jucat multe personaje, printre care cele mai remarcabile fiind rolurile lui Ivan Turbincă, rolul lui Dimitrie Cantemir și, desigur, rolul țiganului Budulai. Mihai Volontir a fost distins cu medalia Meritul Civic. A fost numit cetățean de onoare al municipiului Bălți și, de asemenea, a fost decorat cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat. Marele actor s-a stins din viață la 15 septembrie 2015, dar a rămas în memoria noastră drept un mare actor și un mare patriot al neamului românesc. Viața asta-i scurtă tare, cât ai mirosit o floare. Viața asta mult nu ține, cât te-ai apărat.